Neața, băi fraților, ce mai faceți, ce mai ziceți? Bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din seria noastră minunată de Rage, pentru că altfel nu cred că se poate numi această serie. Am ajuns aici în camera cu numărul... habar n-am. Sincer, bine, oricum nu este important. Ideea este că suntem la un parcurs cu dificultate 35%, băi băieți. Așa este ăsta, portocaliu, galben, ce-o fi, galben mai mult. Dificultate 35% și am ajuns aici la... geamurile astea minunate pe care trebuie să sărim. Ha, mă, frate, că easy pizzele mult. Scuze, băi, am văzut că vreți să reîntoarcem, reînviem sau cum vreți să-i spuneți această serie de parcuri. Și... ce căuta blocul ăla acolo? Nu l-am văzut, sincer. Și chiar mă bucur, frate, pentru că eu personal aveam chef să fac aici niște parcuri pe care chiar îl fac sau nu. Văd că nu mă prea pricep momentan. Nu uitați să dați-vă acolo cât mai multe like-uri, băi băieți. Vreau să văd susținere din partea voastră. Dacă vreți să postăm mai multe clipuri, bineînțeles, mai ales că este duminică. Hei, încă stați acasă, deci este bine. Cred că clipul acesta o să apară la 8 dimineața, ceva de genul. Bă, frate, serios? Băgameaș, așa. Aie, gata, am scăpat. Bă, știți care este problema aici? Blocul ăsta e prea aproape de aici și eu trebuie să sar cu toată forța ca să-l mă dau cu capul de ăsta. Minunat, minunat. Ce mai place parcurul, băieți? Ce mi mai place parcurul? Oh, și era să dau fail, dar... mamă, și portocaliu este dificultate... cică barrier 30%? Ha? Bariere? Ok. Și acolo e barieră. Bă, ce facem noi aici? Mamă, deja au început parcururile cu bariere. Serios? O să fie jale. Nu știu până unde duce bariera. Acolo e bariera, nu? Păi și unde să sar eu oare? Frate, nici... e bariera acolo. Mă trolează. Păi și atunci unde să sar? De unde să-mi dau eu seama? De unde să-mi dau eu seama unde să sar? Că uite, nici n-am pare că e bariera. Că sunt... bă, dar dacă dau eu game mode survival. Dar nici așa n-apare. Oricum nu pot, că n-am dat open to LAN. Dar oricum nici așa. Și atunci am zis să sar eu un gol. Uite, la chestia asta nu-i bine. Nu cred că s-a gândit foarte bine creatorul hărții la chestia asta, că eu nu-mi dau seama unde trebuie să sar. De unde să-mi dau eu seama dacă nu se vede blocul? Ia stai așa să facem noi o chestie. Acum sunt pe Game Mode Adventure. Game Mode 2, Game Mode 1. Creative. Uite, pe Creative văd și sunt bariere pe aici. A, uite, aici nu-i barieră. Deci, uite, aici nu-i barieră, am înțeles. Dăm înapoi game mode 3. Nu 3, 2. Mamă, frate, mă purc în game mode-ul ăsta. Sunt prea mult de acum. Ok. Bam, și trebuie să sar. Uite, am înțeles. Gata. Serios? Ce mai place parkourul, băi băieți? Ce mai place parkourul să rămână aici? Și uite, cu chestii de genul te scoate din sărite, efectiv. Bă, la unde era? Barieră. Aia este, mă, băieți. Gata. Sper că aici nu mai sunt barere. Da? Nu mai sunt? Doamne ajută. Hai cu săriturile aici. Am, mă, frate, serios. Eu am vrut să fac zi. Time, day. Time, set, day. Pentru că e noapte și urât. Altă viață, așa. Ce o să facă ăsta, oare? Așa, și... du-te, mă, de aici, du-te în camera elaltă. Fă și tu parcur... și acolo-s bariere, nu mai pot, nu mai rezist. Își bate joc de mine cu barierele alea, mă, băieți. Pe bun, și aici? Își bate joc de mine, mă trolează harta, frate. Bă, frate, deci mă pune acolo și de pe căcatul ăla să... credeți-mă că, știu, pentru voi pare ușor. Vi se pare ușor. Dar credeți-mă că nu este... uite, aici trebuie să sar neapărat că altfel nu intru. Credeți-mă că nu este chiar atât de ușor, frate. Că pune ăsta niște bariere. Băi, o barieră deasupra. De așa-ți văd. Nu-i barieră deasupra. Păi și atunci în ce mă blocam? Credeți-mă că nu-i chiar așa de ușor precum pare. Adică, uite, par... bariere! Mă trolează, mă trolează, mă trolează. Mă trolează harta. Și vă dați seama că, na, având în vedere că mă trolează harta și că mă grăbesc cu... adică nu mă grăbesc, frate, dar îmi pierd răbdarea dacă tot dau failuri de-astea. Păi bun, și aici cred că trebuie să sar... sunt bariere acolo, frate, sunt și lipite de bloc, mă, sunt barierele. Fii atent, deci lipite de blocul ăsta. Păi și atunci unde să sar, în față? Nu mai pot, game mode 1. Nu, deci trebuie să... uite, uite barieră, uite barieră. Barieră...
Alol, și aici nu sunt, deci sunt decât astea din dreapta? Păi și eu de unde să știu? Dacă mă pun pe Game Mode Adventure, de unde să știu că sunt barierele alea acolo, frate? Na. N-ai cum, imposibil, imposibil, frate. Imposibil, n-ai cum cu barierele alea lângă să sar să faci stânga, dreapta, stânga, dreapta, n-ai cum. Uite, eu trebuie să sar acolo și barierele aici, o să mă lovesc de ele. Deci dacă sar așa, o să mă lovesc de ele, să mor de nu. Haide, Andrei, calmează-te! Am încredere în forțele mele, băi băieți. Tu te-n puii mei de săritură! Bine, mă! Am reușit în cele din urmă. N-aveți idee când m-am chinuit, dragi prieteni. Probabil o să tai filmarea pentru că... Să moară, mă, sau m-am chinuit aici 5 minute. Cred că iarăși sunt bariere, nu? Ia, hai să vedem. Nu-s bariere. M-am dus drept pentru că eu am crezut că o să mă lovească o barieră, dar nu, nu s-a întâmplat acest lucru, ceea ce e bine, e bine. Nu mai are cum să fie barieră. A, gata. Dacă... Aici nu are cum să pună, frate, oricum este greu. Nivelul ăsta, gen, știi, cu atâtea gemulețe de-astea micuțe. Dacă mai pune și barieră... Mamă, dar ce sărituri trebuie să faci! Bine! Uite, bă, frate, pe astea le fac, ești nebun? Deci pe astea unde nu mă trolează, le fac, n-am probleme. Cât de cât. Uite, aici e săritură grea. Că e de 4, dar am făcut-o și pe asta. Vedeți, vedeți? Easy peasy lemon squeezy. Mă rog, până vine partea asta în care trebuie să sărim și ne dăm cu capul. Că aici deja nu mai este easy peasy lemon squeezy, trebuie să recunoaștem. Gigele, gigele, mă. Nu, cine a ajuns până aici la videoclip și s-a uitat să scrie Gigi în comentarii, neapărat scrieți Gigi sau Gigele sau cum vreți voi. Aie, încă una. Bine, și încă una. Mai pot. Mamă, frate, de cât timp stau aici, nu mai pot. Și mă enervează că la fiecare început de hartă trebuie să fie scara curului. Și te enervează, frate. Că trebuie să te urci pe scară și trebuie să stai fi... Uite, nu poți să sari așa, că te dai cu capul, trebuie să stai fi... Uite, așa trebuie să... Nici așa. Așa trebuie să stai, știi ce zic? Că altfel te dai cu capul. Și nu ne dorim să ne dăm cu capul, că nu mai este săritura. Și nici nu sărim prea târziu, pentru că la fel nu este săritura, adică despre ce vorbim aici? Haide. Doamne, ajutați-mă. Ajutați-mă să scap de acest cancer, că nu mai pot, nu mai pot, nu mai rezist. Cel mai probabil aceste clipuri de parcurs, băi băieți, o să fie scurte și cred că vă imaginați și voi de ce. Vedeți pe fața mea entuziasmul de care dau tot... Vadă, da? Mă, bă, frate, de ce efectiv nu mai suport? Nu mai suport, efectiv. Iarăși am ajuns aici. Nu știu cum să fac, pe unde... Amin? Amin? Olo... Băieți, în acest moment n-aveți idee ce simt, n-aveți idee ce este în adâncul sufletului meu, nu mai pot. Nu mai pot! Nu mai pot! Și dal dracu coaie mă chinui de 10 minute că nu vreau să dau game mode. Nu vreau să-mi dau game mode. Absolut deloc, frate. Deși cred că o să fiu nevoit pentru că... Nu mai... Gata! Credeți-mă că nu e ușor. Săritura asta, cel puțin asta de aici, e grea ca dracu. Bine, mă! Trebuie să bat pe cineva că nu mai pot. Trebuie să sparg ceva că nu mai pot. Haide, una, două și uite cât de ușoară e asta. Deci m-am chinuit. Cât m-am chinuit la nivelul celălalt, frate? Un sfert de oră. 10 minute, mă rog, să nu exagerez. Bă, frate. Și uitați cum le trec pastea. Mă rog, înțelegeți ideea, nu? Să stau 10 minute la acest nivel. Cu sigur... Ran să nu o să stau 10 minute la acest nivel, nu-i așa, nu-i așa, sper. Sper că nu stau 10 minute la nivelul ăsta. Nu o să stau, dar... Bă, frate, am sărit peste bloc, mă, nu l-am atins, mă. Bă, fratele meu. Așa. Așa, n-am stat 10 minute. Ah. Mamă, nu iarăși, nu iarăși, nu iarăși, nu mai suport. Aș vrea să-mi scrieți și voi acolo jos în comentarii o părere despre aceste videoclipuri, sincer. Chiar aș vrea să îmi spuneți o părere pentru că eu nu o să mai duc mult dacă o să continuăm cu mai multe episoade de acest gen.
Deja mi-au apărut fire albe în cap, adică fire albe în cap. Hai să ne înțelegem, deja mi-au apărut fire albe în cap și nu vreau să mor la... Nu știu, peste 3 ani, la 25 de ani, nu vreau să mor, sincer. Și cred că o să mor. Bă, du-te în puii mei. E, ăsta e nivel greu. E și lung. Și îți pierzi răbdarea, frate. Asta este cea mai mare dramă, mă rog, dramă. Cel mai mare pericol, frate, la o hartă de parkour. Că te grăbești, uite, să nu mă grăbesc. Așa, te grăbești. Barrier. A scris B-R-R-R. Ok. Aolo. Asta e easy. Dar îmi place cum a pus cu SG. Bă, frate, aolo, câta săritura trebuie să fac acolo. Îți pierzi răbdarea, frate, și dacă îți pierzi răbdarea, te grăbești și gata. S-a terminat. Oh, am sărit. Dacă ai început să te grăbești, s-a terminat, efectiv. Ce? E bariera aici? Bă, frate, o bariera aici. Mamă, trebuie să sar... Așa cred că trebuie să sar, frate, și bate joc de mine, mă jur. Păi și cum să fac asta dacă eu nu văd blocul pe lângă care trebuie să sar? Hai că îmi imaginez, așa. What? Lol, sunt garduri. Bă, ești nebun? Nu iar, își bate joc de mine. Mă enervează că mi se tot duce hangar. Ar fi trebuit să pun o comandă, frate, să nu mi se ducă hangar și cred că trebuie să sar pe partea aialaltă. Uite pe aici. Pe unde trebuie să sar? GG. Drept în față? LOL, drept în față. What the fuck? Eu încercam să sar pe lângă. Word, merge. Problema este că nu știu pe ce sar. Aici cred că... Nu e un bloc. Cred că e un fence. Cred. Nu știu sigur. Dar uite, pare ca și cum ar fi fence. Uite. Și urc din ce mai sus. What? Mamă, ce dub... Uite, ce eram aici? E foarte dubios, jur. Deci, e parcă ar fi fence sau geam de ăla. Uite. Tu zgura ta. Hai. Hoba. Nu, fix la final, boi! Nu pot să permit așa ceva niciodată. Nu, iarăși băgam ea și să-mi bag... Știți că mie nu-mi place să termin un clip încercând să trec de un nivel, nu este așa? Mamă, ce... Cum? Am fost pe bloc. Cum s-a întâmplat acest lucru? Această nenorocire! Iarăși, sigur e fans. Deci dacă dau un game mode să văd sau ceva... Bă, coaie! Am sărit pe bloc, mă, frate, mă! Bă! Dă-te morții tăi, nu se poate. Am sărit iarăși pe bloc, nu știu ce e aici. Uite, e ceva, dar nu-l văd nici cu creativ. Uite, pot să trec așa, dar... Fii atent. Loli aici? Loli, deci e să sar aici. Păi de ce? A pus blocul greșit. Păi acum înțeleg, mă, frate. A pus omul blocul greșit și... Bă, așa. Și eu încercam să sar acolo, dar de fapt era cu un bloc mai încolo. Ba, așa înțeleg. Șefule, am testat și noi harta sau? Uite. E, așa da. Așa da. Și aici iarăși săritură. Și am ajuns, dragi prieteni, fraților. Cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Neapărat în comentarii cât mai multe păreri și sugestii despre această serie. Eu am fost Andrei. Nu uitați de like. Ne auzim data viitoare. V-am salutat. Bye, bye.